Bine ai venit la cea de-a treia ediție Sports Business Academy. Bine v-am regăsit, e a treia oară când vin la voi și face plăcere ca de fiecare dată. Ce părere ai despre SBA? Am o părere foarte bună dacă sunt un fan înrăit al acestui proiect, pentru că îl urmăresc cu mare atenție, îl apreciez foarte mult. Vin și îmi face plăcere de fiecare dată când sunt invitat să particip la acest proiect. Și îmi pare foarte rău că nu m-am gândit eu la el ca să-l fac, dar îl felicit pe Cristi pentru această idee extraordinară și găsesc de mare folos să particip la acest curs. Recomandă-ne unui prieten. Păi eu nu v-aș recomanda doar unui prieten, eu v-aș recomanda tuturor, oamenilor care sunt pe zona de sport, de la președinți de cluburi sportive până la tot ceea ce acționează, reprezentanța ai Ministerului Tineretului. Toți oamenii ăștia ar trebui să vină măcar o dată aici, să vadă realitatea, să vadă oameni care acționează în această zonă, oameni care au rezultate, oameni care duc lucrurile la capăt, oameni care sunt implicați, care sunt actiați după ceea ce fac, pentru că trebuie să-ți placă foarte mult sportul și atunci n-ai cum să n-ai rezultate. Ce ai sfătuit pe iubitorii de sport care doresc să urmeze o carieră în această industrie? E cel mai frumos lucru, pentru mine e din pasiune, mi-am făcut meserie. E cel mai frumos lucru care ți se poate întâmpla pe lumea asta, să mergi și să faci ceea ce îți face plăcere. Sunt atât de fericit pentru ceea ce fac la Alexandrion, deși sunt obosit. Uite, acum am avut o zi în care am avut nenumărate întâlniri. Dar am venit aici, parcă mi-am luat așa o bulă de energie de la tinerii din sală și m-am simțit foarte bine ca de fiecare dată. Deci îmi face și mie foarte bine să vin la voi. Îți mulțumesc pentru timpul acordat. Cu mare plăcere și cred că voi reveni și a patra oară. Te așteptăm!